Astăzi facem un review la un purificator de apă. Să nu uiți să te hidratezi, asta e cel mai important. Mi-am făcut niște teste apropo și se pare că mă hidratez foarte bine. La capitolul hidratare stau excelent. Acesta este un Nano de la QC Coolers și dacă n-ai auzit de companie, îți povestesc imediat despre ea. Și salutare și bine te-am regăsit în cazul în care nu ne-am mai văzut de mult aici pe Case Bune. Asta este un filtru de apă care este gândit să reziste. Cam ăsta a fost conceptul lui. De aceea și design așa un pic mai industrial, dintr-o bucată foarte mare de aluminiu și cu un pic de policarbonat aici pe partea din față și deasupra sticlă. Este construit așadar din materiale care nu se vor uza prea repede și cred că o să-l ții multă vreme de acum încolo. Ce este special la acest filtru? Păi în primul rând îți dă apă la temperatura camerei filtrată, doi la mână îți dă apă rece pe care o răcește în decurs de câteva minute și îți dă apă fierbinte instant în cazul în care vrei să-ți faci un ceai. Jucăria asta mică de aici este un pic mai diferită față de filtrele pe care le-ai găsit pe piață pentru că, în primul rând, construcția și, doi, compania nu a avut în minte un produs consumer care să fie foarte accesibil și care apoi să se defecteze în 2-3 ani de zile și să trebuie să cumpere unul nou. Chestia asta este gândită să reziste și 10 ani. Acum Uniunea Europeană o să le dea o garanție de maxim 3 ani pentru aceste tipuri de dispozitive, însă din câte am înțeles din review-urile celor care l-au folosit, este că și după 4-5 ani de zile, jucăria asta chiar are 5 ani de când există pe piață, de când a fost concepută și au început să o vândă, că dacă ai probleme cu el, te duci și după o perioadă mai lungă și o să ți-l repare, o să ți-l rezolve, doar ca să fii tu mulțumit. Și asta chiar dacă nu este promisiunea lor, este feedback-ul pe care l-am adunat din piață de la oamenii care l-au folosit, de pe forumuri și de pe alte magazine unde se vinde acest dispozitiv. Acum dispozitivul vine în două cutii. Una dintre ele este filtrul acesta, care reușește să filtreze apa până la 0,2 microni, deci are un sistem de filtrare foarte bun și bineînțeles are și filtrul acela de carbon activat ca să nu ai gust sau miros pentru apa pe care e din rețea. Și da, funcționează. Filtrul ăsta este un Pentair de la Everpure, OCS2 se numește, și este un filtru care nu este accesibil, tocmai pentru că e gândit să fie foarte, foarte bun. Filtrul ăsta este gândit pentru 1500 de galoane, adică 5678 de litri de apă și o să te țină multă vreme de acum încolo. Dacă bei apă mai rar, să te țină și 2 și 3 ani de zile și abia apoi vei fi nevoie să-l schimbi. Nu este servisabil și tocmai de aceea este construit așa de solid într-o carcasă din oțel. Pe lângă filtrul ăsta ai și o grămadă de accesorii în cutie. Ai un cablu de alimentare care, după părerea mea, este extraordinar de scurt. Doi la mână vine cu un tub de 7 metri pe care o să-l folosești ca să legi filtrul la apa potabilă și după aia de la filtru să pleci către dozatorul de apă. Vine și cu accesoriile și cu acele quick connecturi, capetele care se atașează de furtun și care se conectează în filtru și da, sunt sigure pentru că sunt gândite, există o mare varietate de aceste quick connecturi, mai ales pentru sistemele de filtrare, pentru că n-au nevoie de presiune extraordinar de mare. O să-ți dea undeva la 1,5 sau 2 litri de apă pe minut, deci nu ai nevoie de presiune foarte mare și sunt gândite să le poți instala acasă singur. Și am reușit să le instalez și eu destul de ușor, doar că trebuie să mă duc la magazin să ia niște adaptoare, pentru că robinetul pe care îl pui pe țeava principală de apă rece, atenție, filtrul ăsta este gândit să funcționeze doar pe apă rece, deci 38 de grade maximum. Robinetul respectiv are niște filete un pic mai mici, sunt de 3x8, dacă nu mă înșel, și trebuie să te duci să iei adaptor de 1x2. Adaptoarele, tot setul ăla, te costă vreo 10 lei, dacă le iei la un magazin de cartier, dacă le iei de la un hipermarket din ăsta de bricolaj, o să te costă și mai puțin. Sunt ușor de instalat, îți mai iei o bandă de teflon sau o asă de teflon, îți recomand, te uiți la un tutorial pe internet și le-ai legat la tine acasă fără bătăi de cap. Ai nevoie de acel robinet pentru că în el vine conectat și furtunul, tot cu un quick connect pe care îl bagi în filtru. Atenție mare însă, dacă nu iese apă prin dozator în momentul în care l-ai conectat, deși totul spune că este ok, atenție mare la conexiunile de la filtru, inversează-le între ele și tot o să meargă. Eu mi-am bătut capul vreo 10 minute cu chestia asta și pe aia m-am gândit, băi, dar din pozele astea totuși nu spune care este intrarea și ieșirea, deși pe conexiunea de la filtru scrie. Trebuia să fii atent la chestia aia. E o săgetuță acolo unde spune out. Filtrul ăsta e recomandat, desigur, să-l pui în picioare, deci poți să-l agăți cu acel bracket metalic pe care îl găsești în cutie, în două șuruburi, în perete sau chiar în dulapul interior, acolo la bucătărie unde vrei să-l instalezi. Acum, dacă ai norocul ca mine să ai baia destul de aproape și să îți ajungă cei 7 metri de furtunel, s-ar putea să poți să-l tragi în dormitor. Sau eventual, dacă bucătăria este în partea cealaltă a sufrageriei, cum este la mine, aș putea să dau o gaură direct în bucătărie și să mă leg la apă și să leg filtrul aici undeva pe masă ca să-l am aproape de mine.
Deși e și o variantă să-l pui undeva pe hol, nu de alta, dar te face să te ridici mai des de pe scaun, să te duci să-ți iei apă și să mai interacționezi și cu ceilalți membri ai familiei, în timp ce te joci, de exemplu, că știu că acolo o să ai o sesiune destul de lungă. Din punct de vedere construcție, purificatorul mi-a plăcut în primul rând pentru că este construit foarte solid. La prima vedere te uiți la el și zici, bă, nu pare atât de elegant, ca să spun așa. Pe de altă parte, simplitatea construcției îi dă acea eleganță. Faptul că aici avem o bucată masivă de aluminiu care nu o să se uzeze prea repede îmi dă încredere. Iar aici deasupra avem sticlă, multă sticlă, un panou de sticlă cu touchscreen care, apropo, răspunde foarte bine la comenzi, chiar dacă ești ud pe mână. Ca să îl întreții, nu trebuie decât să iei o cârpă, l-ai șters și l-ai făcut ca nou. La fel și zona asta de aici. Există un senzor aici, apropo, în partea din față, mi-a plăcut foarte mult, care detectează dacă există sticlă sau nu, ca să nu-ți toarne apă în brațe, în poală. Tăvița asta de aici e foarte simplu de curățat, se desface capacul și ea este magnetică. Se așează foarte frumos aici, de fiecare dată ajunge în aceeași poziție. Iar asta este... Chestiile astea micuțe fac diferența. Acum, un singur lucru aș fi modificat la capitolul tăviță. Atunci când pui sticla, dacă vrei să scurgă apă chiar deasupra ei, nu o pui pe mijloc aici, pentru că o să scurgă pe lângă, ci mai degrabă ar trebui să o pui un pic mai în față. Să zicem că nu este neapărat un defect, pentru că dacă vii cu o sticlă cu o gură mai largă, nu o să ai problema asta. Asta este sticla care vine în pachet, în pachetul dozatorului de apă și desigur are și un rezervor acolo în care să pui ceai. Dacă vrei să-ți faci ceai fierbinte, ai pus frunzele de ceai acolo de desubt, ai capacul ăsta din spate care se desface, ai pus-o aici la dozator și o umpli cu apă. Acum dozarea este foarte simplă, nici măcar nu ai nevoie de manual, e o înveți extrem de ușor. Când ți-ai apăsat pe buton, o să-ți toarne apă continuu. Dacă te duci în sus și dai slide, o să-ți toarne până la vreo 5 sau 600 de ml de apă și dai drumul și toarne exact cantitatea respectivă. Sau o selectezi tu, poți să-i setezi 150 de ml de apă, i-ai dat drumul și ți-a turnat exact atât. În felul ăsta înveți și tu cam câtă cantitate de apă bei în fiecare zi și ține și el minte treaba asta, apropo, să poți să vezi, vedea chestia asta în aplicație. La fel se întâmplă atât cu apa rece, cu apa caldă, cât și cu apa la temperatura camerei. Temperatura camerei înseamnă întotdeauna 20 de grade, ideală pentru băut. Dacă vrei apă rece, o să-ți reducă temperatura la 14 grade, nu o să-ți dea rece de la frigider, pentru că știm că nu este foarte bine să bei apă direct din frigider sau din congelator. Nu faceți ca mine, eu fac treaba asta, da, spre avantajul meu, eu n-am amigdale, deși nu mă ajută chestia asta, nu este un avantaj. Iar apa fierbinte o să o încălzească instant, pentru că în spate, de sub acolo, se află un radiator și un circuit de încălzire instant. Nu o să țină apă fierbinte în el. Apa rece o ține într-adevăr la temperatura de 14 grade într-un rezervor la interior, dar apa fierbinte o încălzește pe loc. Aplicația e foarte simplă. O downloadezi din Google Play sau din App Store. Îți faci un cont, legi aparatul, ți-ai apropo apăsat cele două butoane de apă la temperatura camerei și apă rece și o să înceapă să clipească LED-ul de Bluetooth. Avantajul major al acestui dispozitiv este că îți ține minte câtă apă ai băut și care sunt, bineînțeles, setările lui. Acum este offline pentru că l-am deconectat, eu l-am setat acolo în dormitor. Inițial am vrut să pun aici în sufragerie, dar mi-am dat seama că, de fapt, eu beau apă atunci când mă trezesc. Exact în momentul în care mă trezesc, beau undeva la jumătate de litru de apă și dacă te întrebi dacă face gălăgie, nu, este complet silențios. Chiar și ventilatorul respectiv care face răcirea apei sau răcirea sistemului de încălzire al apei, nu-l auzi decât atunci când folosești aparatul. Deci dacă îl lași în stand-by noaptea, nu o să ai niciun fel de problemă. Aici o să spună, bineînțeles, datele despre filtru. Uite, de exemplu, aici am consumat undeva la 10 litri de apă, mai am 5690 și 365 de zile. Teoretic, el ține un an de zile, dar ziceam că dacă consum mai puțină apă, deși nu se va întâmpla cu un astfel de dispozitiv, o să te ține mai mult. Îți spune câte sticle de apă ai salvat cu un an, nu? Dacă am băut 10 litri de apă, el a calculat că sticla ar fi de jumătate de litru și am salvat 21 de sticle. 0,6 kg de plastic și teoretic 18 euro economie pentru că am băut apă de la rețea principală versus cumpărată din magazin, la sticlă de jumate, pentru că știm că le sunt cele mai vândute de altfel. De aceea sunt și cele mai scumpe, apropo. Pe lângă statistica completă, ai și aici o parte de mentenanță. Poți să dai, exemplu, o curățare. Există o soluție specială pe care trebuie să o folosești cu acest aparat ca să nu strici filtrul și o să treacă să curețe tot calcarul care s-a depus eventual pe tubulatură în partea internă a aparatului. Acum, despre companie, QC Water Coolers, m-am uitat, este o companie
cu un istoric de vreo 15 ani în filtrarea apei și în dozarea apei și s-au axat în primul rând pe zona industrială, pe aparate mai mari, dozatoare mai mari pe care le-au vândut către companii, s-au ocupat de partea de filtrare, de aceea lucrează și cu cei de la Everpure, care sunt niște filtre din Statele Unite și folosesc doar aceste filtre pentru că, din câte am văzut din informațiile celor de la Everpure, sunt unele dintre cele mai bune din lume. Și da, apa nu are absolut niciun gust și niciun miros, nici pe caldă, nici pe rece, nici pe la apa la temperatura camerei. Atenție însă, folosește recipiente din sticlă ca să menții acest rezultat. QC Water Coolers, din câte am văzut, au obținut și niște finanțări de la Uniunea Europeană și sunt, cred că, membrii în Water Coolers Europe. Este o organizație formată din mai multe companii care se asigură că purificatoarele și dozatoarele de apă sunt exact așa cum trebuie, cele care se vând pe piața din Europa. Iar acum hai să trecem și la niște concluzii. Mi-a plăcut partea de construcție a aparatului, este bine făcut și asta mi-arată că aș putea să-l folosesc o perioadă foarte lungă de acum încolo. Nu trebuie să mai bat capul să cumpăr un alt dispozitiv, nu trebuie să mai fie teamă că se strică după ce iese din garanție și lucruri de genul ăsta. Am fost întotdeauna de părere să-ți cumperi scule de calitate pentru că le vei lua pe viață. Și în primul rând, când e vorba de scule, cele cu care lucrezi, desigur, riști mult mai puțin să te rănești. Ce-l face pe acest QC Nano atât de special este partea de instalare. Se instalează foarte ușor și poți să o faci acasă liniștit și în felul ăsta înveți să prinzi și tu un filet pe o țeavă de apă. Stai liniștit că dacă curge trebuie să-l mai strângi sau îi schimbi ața de teflon de pe el și ai rezolvat problema. Ar trebui să ai așa ceva în casă. Informează-te în primul rând despre apa care vine de la robinetul tău, mai ales dacă stai la oraș, ar trebui ca apa respectivă să fie complet filtrată, curățată, dezinfectată și să fie potabilă. Pentru că Uniunea Europeană, bineînțeles că ne obligă să facem lucrul ăsta, la fel și legislația în domeniul România, ne obligă să avem apă potabilă. Sigur, pot exista excepții în anumite orașe unde apa care vine de pe rețeaua principală să fie contaminată. Se pot întâmpla situații, am mai auzit. Cel mai probabil apa care este contaminată este cea de la fântână, de aceea e nevoie să faci niște teste în cazul în care folosești o fântână sau un puț la casă, la țară. Dar în cazul orașului, ea trebuie să vină aproape impecabilă, aproape perfect pură. Problema sunt, bineînțeles, țevile prin care trece și mizeria de acolo și calcarul și rugina care ajung eventual la tine în pahar. Iar chestia asta poți să rezolvi desigur cu un astfel de dispozitiv. Ăsta curăță absolut tot, până la 0,2 microni, unde chiar și o parte din bacterii vor rămâne în acel filtru. De când l-am instalat și l-am pus în funcțiune de câteva zile, nu am avut niciun fel de problemă cu el. Nu s-a blocat, n-a dat eroare, nu s-a deconectat de la Wi-Fi, mi-a dat de fiecare dată cantitatea de apă pe care i-am spus-o, apa a fost întotdeauna la fel, n-a avut niciun gust diferit, nici atunci când s-a oprit apa de la rețeaua principală, iar apa venea destul de murdară. Au făcut și testul, mi se pare, într-un video, n-are rost să-l mai repet eu, pentru că știm că un filtru de genul ăsta curăță oricum partea de impurități care îi aduc culoarea apei și cam atât. Cam astea sunt impresiile mele despre el. Da, nu este accesibil, spun de pe acum, este o investiție pe termen lung. Iar la capitolul ăsta nu aș avea problemă să dau banii pe un astfel de dispozitiv, știind că o să-l țin multă vreme de acum încolo și singura mea grijă o să fie odată la un an sau la doi este acest filtru, care se găsește desigur în linkul din descriere. O să-ți las link de unde îl avem noi la teste și o să găsești acolo o perioadă foarte lungă și filtrele și aparatele, precum și poate alte dispozitive care îți atrag atenția. Bun, acesta este QC Nano, un dozator de apă fierbinte la temperatura camerei și rece, cu filtru integrat, care vine cu filtru și care o să-ți facă viața un pic mai ușoară. Acum, eu cred că o să-l las acolo în dormitor unde l-am pus, pentru că îmi place ideea să mă trezesc să am apa disponibilă, nu să mai bâșbâi după aia dimineața. Parcă mă trezesc mult mai ușor atunci când beau apă, iar la capitolul cumpărat apă minerală din magazin, cred că știți deja opinia mea, am discutat de filtre și într-un alt video și am făcut niște calcule, economisești vreo 2000 și ceva de lei pe an pentru o casă care are două persoane. Două persoane care beau în medie 2-3 litri de apă pe zi, face economie de cel puțin 2000 de lei pe an. Dacă nu chiar și mai mult, având în vedere că apa se va scumpi, am înțeles, cu vreo 10% de la an. Nu înțeleg de unde sunt scumpirile astea, pentru că pământul nu scumpește apa, dar na, se scumpesc transporturile și așa mai departe.
și e nevoie de profituri mai mari la companii. Fără nicio răutate, asta este democrația, asta este capitalism. O jucărie de genul ăsta își poate să scoate banii lejer în 2 ani de zile pentru o casă cu 2 persoane sau poate chiar mult mai repede dacă stau 3-4 persoane la tine acasă. Plus avantajul că poți să-ți faci ceai instant. Asta mi se pare genial, să dai drumul la apă, ia să fierbinte în momentul în care ai pus cana acolo, fără să-ți bați cap. Cam atât. Asta este QC Nano. Dacă ți-a plăcut review-ul ăsta sau ai orice fel de întrebare, lasă-o mai jos în secțiunea de comentarii și o să revin cu răspunsuri, cât de complicate ar fi ele. O să pun și o întrebări mai departe dacă e nevoie și să răspund acolo. Iar dacă ți-a plăcut video-ul ăsta, dă-i un like, dă-i un share ca să-l vadă și un prieten de-al tău care are nevoie de așa ceva, pentru că sunt sigur că toată lumea are nevoie de un astfel de dozator de apă, iar noi ne vedem data viitoare. Poate nu neapărat aici pe case bune, dar pe cavalerie. Numai bine!